Unde ai fost până acum? Nu știam unde ești. Am fost înnebuniți de îngrijorare. Nu răspunzi la telefon? Nu știi câte ți se pot întâmpla în ziua de azi? În lume se petrec spargeri, crime, jafuri și violență. Ai idee ce îngrijorați am fost? Ești băiat mare. Nu-ți pasă că alții își fac griji? Ce vreți de la mine? Ce vă pasă vouă? Încetează! Cum îndrăznești să vorbești așa? Ai impresia că te poți certa cu noi? Ce tu pe ai? Ai meritat o bătaie? Stai, oprește-te! Măcar să ascultăm ce are de zis, nu Daniel? Uită-te cum se comportă. Ar merita bătut. Jocurile astea i-au distrus mintea. L-au ținut plecat de acasă zile întregi. Dacă o ține tot așa, o să ajungă un ratat. Lasă-mă! Dar, de ce se poartă așa? I-am spus, l-am bătut, l-am uștruluit, am încercat în toate felurile. Nimic n-a mers. Trebuie să existe altă cale. Poate să încercăm la un centru de tratament contra dependenței? Îl pot ajuta ei, cred. Tratament contra dependenței? Cum să facem asta? Acolo se folosesc șocuri electrice, medicamente. Așa e obligă să nu se mai joace. E dăunător pentru ei. Plus că nu există niciun rezultat clar. Unii copii ies de acolo cu probleme, de parcă ar fi în transă. Chiar mai rău uneori. Unii copii au și murit în centrele alea de tratament contra dependenței. Dacă îl trimiți pe Singuang acolo, îl trimiți în iad. Nu o să acceptă asta. Nici eu nu vreau să-l trimit la un centru de tratament. Dacă nu-l vindecă, dacă pățește ceva, ar putea fi și mai rău. Da. Ar trebui să găsim altă soluție. Uh -huh. Totuși, nu înțeleg. Cum e posibil ca guvernul să pretindă că nu vede problema copiilor dependenți? Nici Ministerul Educației nu vede. Cum pot copiii să învețe ceva dacă stau lipiți de calculator? Taxele de școlarizare sunt bani aruncați. Bine zici. Dacă o țin tot așa cu dependența de internet, nu o să iasă nimic bun. Partidul Comunist nu o să ne ajute. ăstora din partid nu le pasă decât să adune taxe ca să se îmbogățească și mai mult. Nu le pasă de oamenii de rând. Nu le pasă ce ravagii a provocat. Gamingul în rândul acestei generații. Uh -huh. Fiul nostru e o victimă. Dacă ei nu ne ajută, o să găsim singuri o cale să rezolvăm problema. Ce-ar fi să-l trimitem pe Xinguang la o școală particulară? Acolo, elevii sunt supravegheați și nu li se permite să plece din campus. Nici măcar cu telefoane mobile n-au voie. La o asemenea școală, poate că n-ar avea acces la internet. Ce crezi? Ideea e bună, dar taxele sunt mari. Cum am putea să le plătim? Găsesc eu o soluție. Dacă trebuie să plătim mai mult ca să-l recuperăm, o vom face. Toate școlile astea particulare sunt la fel. M-am săturat până peste cap de locul ăsta. Vreau să plec. Hmm. <laughs> hmm. Omule, mergem la un internet cafe? Lasă-mă în pace. Glumești, nu? N-ai cum să treci de zidurile alea. E o prostie. Hai de omule! Visează tu. Și eu, eu pe unde. Veniți în coace. Tinerii și bătrânii s-au reunit. Sunt munți înalți și daluri abrupte, păduri dese și platforme de bambu suplu Precum și un pârâu limpede în care se oglindesc împrejurimile. Suntem așezați lângă un fir de apă redirecționat, cu pocale de vin plutitoare. Deși lipsesc magnificul sunet al muzicii, un pocal și o poezie. Știți de ce v-am chemat aici? Uitați-vă la rezultatele lucrărilor voastre! Sunt niște note groaznice! Nici măcar nu v-ați străduit! Gândiți-vă la părinți! Ce o să zică de notele astea? Pierdeți atâta timp cu băiatul ăla, Xufei! Vreți să ajungeți ca el? Niște golan? Ha? Hei! Deci, vreți să jucăm diseară? Da, omule. Am ras tot la PVP. Tura asta iau prada de la Epic Arena. Mișto! Hai! Da? Bună, domnișoare Bună! Fiul dumneavoastră a fugit de la școală. Poftim? L-a văzut un coleg când a sărit peste zid și si a plecat din campus. Imediat! Xinguang, stai, oprește-te. De ce aici erai?

Wow. Ah. Poftim, un cadou de la mama ta și de la mine. Wow. Îți place? Grozav, vă mulțumesc! Mamă, tată, am luat premiul întâi la concursul de cântat. Hm, minunat! Bravo, sunt mândră! Mamă, Tată, sigur o să dau admitere la o școală de muzică. Mm, sună Grozav, o să intri sigur. Când o să termini cu jocurile astea? Hei, Hekin, ești bine? Parcă te macină ceva. Fiul meu ne face iar probleme. Nu face decât să joace jocuri. Școala particulară n-a funcționat. Toată ziua e la internet cafe. Chiar nu știm ce să mai facem. Hikim, nu e singurul. Mulți copii din ziua de azi sunt la fel. Jocurile online au distrus atâția oameni. Copiii ăștia de la internet cafe își rosesc pur și simplu viețile. E greu de rezolvat problema asta. Deși cred că există o cale. Ar trebui să înceapă să creadă în Dumnezeu. Dumnezeu e tot puternic. Știu că îl poate ajuta. În Dumnezeu? Poate Dumnezeu să împăzească copilul de jocuri? Dacă crezi cu adevărat în Dumnezeu, sigur o să-l mântuiască. Am cunoscut pe cineva al cărui copil era și el dependent de internet. A fost cât pe aici să fie dat afară din școală. Când i-au împărtășit credința lor în Dumnezeu, dependența lui de internet a fost în sfârșit vindecată. Până și cei care se luptă cu dependența de alcool sau de droguri au reușit să se lase prin credința lor în Dumnezeu. Dacă îți drum fiul către Dumnezeu, nu ai cum să greșești. Adevărat? Deci, în felul ăsta, fiul meu și-ar putea reveni cu adevărat. He? Cum să procedăm? Mi-ar prinde bine un pic de ajutor. Și eu sunt la început, așa că nu știu prea multe. Ce zici de asta? Mâine avem zi liberă. Pot veni cu prietenul meu să stăm de vorbă, bine? Da. Veniți pe la mine. O să vă ascultăm amândoi. Minunat. Înțeleg perfect ce simțiți. Acum câțiva ani, copilul nostru era și el dependent de jocurile online, era la fel ca al vostru și eram îngrijorată foarte tare. Era toată ziua cu jocurile și nu învăța. Ajunsesem la capătul răbdării. Dădeam din colț în colț, mă doborâse disperarea. Am încercat să mă gândesc la orice ca să-i înfrâng dependența. Am făcut tot ce trebuia, m-am folosit de toate tertipurile, l-am bătut, am strigat la el, nu l-am scăpat din ochi. L-am dus și la un psiholog, și la un centru de tratament contra dependenței. Dar nimic n-a ajutat. Cât mai plângeam în zilele alea. Și noi am trecut prin asta. Când eram pe cale să-mi pierd speranța, am auzit despre Dumnezeu de la un văr. El zicea că Dumnezeu chiar există și că este stăpân peste toate. Chiar dacă viața e grea, dacă oamenii se roagă lui Dumnezeu și se încred în El, Dumnezeu le va rezolva problemele și îi va ajuta. Mm -hmm. E adevărat. În Sufletul meu știam deja că Dumnezeu există. Și când am auzit toate astea, am simțit că am găsit un colac de salvare. Am știut că fiul nostru va fi mântuit. Am început să credem amândoi în Dumnezeu. Și apoi? Apoi, l-am adus pe Fiul nostru cu noi la întruniri să-și pună încrederea în Dumnezeu, să-i spună despre greutățile noastre. La început, încă era dependent de jocuri și a avut o recidivă, așa că am continuat să ne rugăm lui Dumnezeu cerându-i să ne mântuiască fiul. Mm -hmm. Citeam adesea cuvintele lui Dumnezeu împreună cu fiul nostru și îi transmiteam adevărul, iar Duhul Sfânt ne-a luminat și ne-a călăuzit. Mm -hmm. Până la urmă, fiul nostru a început să înțeleagă adevărul. A înțeles cât rău făceau jocurile online. Voia să se facă bine și a devenit mai puternic pe zi ce trecea. Chiar a început să se plictisească de jocurile online. Jocurile alea îi distrăgeau atenția, erau plictisitoare și n-aveau absolut niciun rost. Până la urmă s-a lăsat de jocuri și s-a reapucat de învățat. Mai târziu, mai mulți colegi au încercat să-l facă să se apuce iar de jocuri, dar el a refuzat. Toate astea sunt posibile prin credința în Dumnezeu. Exact. Așadar... Toți cei care cred în Dumnezeu pot obține mântuirea lui Dumnezeu și se leapă de, de Satana. Copilul vostru s-a făcut bine crezând în Dumnezeu. În cazul ăsta, și Fiul nostru se poate face bine prin credința în Dumnezeu. Da, așa e. Deci, Fiul vostru a crezut în Dumnezeu fiindcă ați vrut voi asta? Dar copiii vor doar distracție. Are dreptate. Doar nu e așa simplu să-i faci să creadă. Exact. Ce ați spus copilului vostru ca să-l faceți să creadă în Dumnezeu? Xinguang al nostru e lipit de jocurile lui. Nu vrea deloc să ne ascultă. Dacă deschidem subiectul, se înfurie. E greu să comunicăm cu el. Cum o să-l facem să creadă? Da. Mm -hmm. Aveți mare dreptate. Mm -hmm. Și fiul nostru era așa la început. L-am rugat să înceteze cu jocurile, dar fără succes. Ori de câte ori încercam să-i vorbim, nu ne răspundea sau ne evita. Sau îi sărea țandara. Era imposibil. Nici noi nu puteam vorbi cu fiul nostru. Pe urmă am auzit aceste cuvinte speciale ale Lui Dumnezeu. Să le citim. Da. Bine. Le citesc eu. Minunat. Mulți ar putea foarte bine să creadă în Dumnezeu și în aparență ei pot părea foarte spiritual. însă în ceea ce privește opiniile și atitudinile părinților față de copii și ale copiilor față de părinți, ei nu au nicio idee despre cum să pună în practică acest aspect al adevărului și cu privire la ce principii ar trebui să fie aplicate în abordarea acestor chestiuni și în tratarea lor. În ochii unui părinte, părintele este întotdeauna părinte, iar copilul este întotdeauna copil. Astfel, relația dintre părinte și copil devine foarte greu de tratat. Multe lucruri rezultă de fapt din refuzul părinților de a se clinti din statutul lor de părinți. Ei se văd mereu pe ei înșiși ca fiind părinții cei mai în vârstă și se gândesc, copiii trebuie să-și asculte întotdeauna părinții, iar acest fapt nu se va schimba niciodată, ceea ce duce la opoziția copiilor lor față de ei. Asemenea puncte de vedere lasă ambele părți nefericite, îndurerate și epuizate. Nu este aceasta o manifestare a faptului că cineva nu înțelege adevărul? Când oamenii nu înțeleg adevărul, ei sunt întotdeauna controlați de statut și cum ar putea ei în consecință să nu sufere. Atunci, în astfel de cazuri, cum urmează să fie practicat adevărul? De fapt, este destul de simplu. Trebuie să fiți persoane obișnuite și să nu fiți controlați de statut. Abordați-vă copiii, abordați pe cei din familia voastră la fel cum ați aborda simpli frați sau surori. Deși aveți o responsabilitate și o legătură trupească, Totuși, poziția și perspectiva pe care ar trebui să o aveți este aceeași cu cea față de prieteni sau față de simpli frați și surori. Nu trebuie, fiind în poziția unui părinte, să-i trageți înapoi, să-i încătușați sau să încercați să le controlați viața în întregime. Ar trebui să-i abordați de la egal la egal, ar trebui să le permiteți să facă greșeli, să spună lucrurile greșite, să facă lucruri copilărești și imature, să facă lucruri stupide. Indiferent ce se întâmplă, luați loc și discutați cu ei cu calm și căutați adevărul. În acest fel, veți vorbi cu ei cu atitudinea corectă, iar problema va fi rezolvată. Amin. Slavă lui Dumnezeu. A fost exact la subiect. Exact așa este. Da. Când am citit cuvintele lui Dumnezeu, tot puternic, am aflat care e sursa problemei noastre. Am fost iluminați și ni s-a oferit o cale de scăpare. De fapt, lipsa noastră de comunicare nu era doar din vina lui. Ca părinți, era și vina noastră. Da. Mhm. Mm am abuzat de faptul că noi eram adulții. Greșeam și am înșirat greșelile pe care le făcea. Dar asta a dezvăluit firea satanei. Cum era să reacționeze? Uh -huh. Mai târziu, am aplicat învățăturile lui Dumnezeu. Ne-am revizuit atitudinea și am încetat să fim aroganți. I-am vorbit fiului nostru din suflet. Am stat pur și simplu la taclale. Ne-am cerut iertare pentru felul în care i-am vorbit și pentru comportamentul nostru din trecut. El a văzut cum ne-am schimbat în urma credinței în Dumnezeu și a fost mișcat. A fost plăcut impresionat. Da. Încet, relația noastră a început să fie mai apropiată, iar atitudinea lui s-a ameliorat. Asta ne-a ajutat să vedem felul în care cuvintele lui Dumnezeu ne-au oferit o cale de înaintare și au rezolvat adevărata problemă. Da. Ca fiul nostru să creadă în Dumnezeu, noi înșine, ca părinți, trebuie să credem sincer în Dumnezeu. Mhm. Uh -huh. Ca Fiul nostru să poate vedea el însuși avantajele credinței în Dumnezeu. El a înțeles că asta e calea cea dreaptă. Așa a fost ușor să-l lăsăm să creadă. Pe urmă, am vorbit cu el despre credința în Dumnezeu și am citit cuvintele lui Dumnezeu. Ne-am uitat la videoclipuri muzicale, la filme evanghelice și altele. La început, chiar dacă asculta cuvintele lui Dumnezeu, o făcea doar de dragul nostru. Pe urmă, se întorcea la jocurile lui. Da. Ne-am rugat adesea lui Dumnezeu, în situația asta, și l-am implorat să ne mântuiască fiul. Exact. Treptat a început să dorească să citească vorbele lui Dumnezeu și să se roage cu noi. Da. Astfel, l-am făcut să creadă în Dumnezeu și să abandoneze jocurile online. Hmm. Asta îmi dă speranță. De asta avem nevoie. Problema noastră e că nu reușim să comunicăm cu fiul nostru. E greu să ne dăm seama în ce toane e și avem tendința să răsfățăm. Văzându-l toată ziua cu jocurile online, am încercat numai să-l mustrăm și să-l pedepsim. De la început, n-am știut cum să-l educăm. După ce am auzit ce a spus voi, simt că există o cale. Slavă lui Dumnezeu! Deci, el o să creadă în Dumnezeu dacă noi credem sincer în Dumnezeu. Dacă înțelegem adevărul, atunci și Fiul nostru poate. Și nu va fi așa de greu să-L facem să creadă în Dumnezeu. E o idee minunată. Da. Cuvintele Lui Dumnezeu atotputernic sunt foarte utile. Aici am fost noi deficitari. Și eu trebuie să încetez să mai fiu așa, uh -huh. ca tată, și să învăț să-I vorbesc sincer fiului nostru. Așa, relația noastră cu El se va ameliora sigur. Uh -huh. E minunat să crezi în Dumnezeu. Aceste provocări ale vieții pot fi rezolvate oricând. Scăpăm de bătăi de cap. Exact. Exact. Cuvintele lui Dumnezeu pot rezolva probleme și pot mântui. Credința în Dumnezeu e calea cea dreaptă și un lucru bun. Mm.